Bună ziua! Astăzi vom învăța despre șirul de numere. Să recapitulăm. Cum se prelucrează un șir de numere care se termină cu valoarea 0? Se citește prima valoare din șir. Cât timp nu s-a citit valoarea 0, se prelucrează valoarea citită și se citește o nouă valoare din șir. O altă variantă? Se execută. Se citește o valoare din șir, se prelucrează valoarea citită, cât timp nu s-a citit valoarea 0. Aplicația 1. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un șir de numere întregi de maximum 9 cifre care se termină cu valoarea 0 și verifică dacă în șir toate valorile sunt numere pozitive. Programul afișează pe ecran un mesaj corespunzător. Ca date de intrare, se vor citi de la tastatură numere până la întâlnirea valorii 0. Ca date de ieșire, pe ecran se afișează mesajul da, dacă toate numerele din șir sunt pozitive sau nu altfel. Exemple. Dacă de la tastatură se citesc datele de intrare 2, 4, 5, 7, 8, 0, pe ecran se va afișa mesajul da. Dacă de la tastatură se citesc datele de intrare 2, 4, minus 5, 7, 8, 0, pe ecran se va afișa mesajul nu. Pentru implementare vom folosi variabilele OK, care va avea două valori, true, dacă toate numerele din șir sunt pozitive, și false, altfel. Val, care va avea ca valoare numărul curent citit din șir. Se inițializează variabila OK, se citește primul număr din șir, cât timp nu s-a citit valoarea 0, se verifică dacă numărul curent este negativ și se citește o nouă valoare din șir. În funcție de valoarea variabilei OK, se afișează pe ecran mesajul corespunzător. Se declară variabilele. Se inițializează variabila OK. Se citește prima valoare din șir. Cât timp nu s-a citit valoarea 0, se verifică dacă valoarea curentă este negativă, atunci se schimbă valoarea variabilei OK. Se citește o nouă valoare din șir. În funcție de valoarea variabilei OK, se afișează pe ecran mesajul corespunzător. Ca aplicație 2, scrieți un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un șir de numere întregi de maximum 9 cifre care se termină cu valoarea 0 și verifică dacă în șir există numere pare. Programul afișează pe ecran un mesaj corespunzător. Ca date de intrare, se vor citi de la tastatură numere până la întâlnirea valorii 0. Ca date de ieșire, pe ecran se va afișa mesajul da dacă în șir există numere pare
și mesajul nu în caz contrar. Ca restricții și precizări, valoarea 0 nu face parte din șir. Exemple. Dacă de la tastatură se citesc datele de intrare 2, 6, 5, 3, 8, 0, pe ecran se va afișa mesajul da. Dacă de la tastatură se citesc datele de intrare 5, 7, 1, 3, 5, 0, pe ecran se va afișa mesajul nu. Pentru implementare se vor folosi variabilele OK, care are două valori, fals dacă toate numerele din șir sunt impare și true dacă există numere pare în șir. Val, care va avea ca valoare numărul curent citit din șir. Se inițializează variabila OK. Se citește primul număr din șir. Cât timp nu s-a citit valoarea 0? Se verifică dacă numărul curent este par și se citește o nouă valoare din șir. În funcție de valoarea variabilă OK, se afișează pe ecran mesajul corespunzător. Se declară variabilele. Se inițializează variabila OK. Se citește prima valoare din șir. Cât timp nu s-a citit valoarea 0? Dacă se găsește un număr par, atunci se schimbă valoarea variabilei OK. Se citește o nouă valoare în șir. În funcție de valoarea variabilei OK, se afișează pe ecran mesaj corespunzător. Încerca singur. Felicitări! Astăzi ați învățat despre șirul de numere care se termină cu valoarea 0.